Având în vedere faptul că suntem prezenți toți, cu excepția domnului Dumitru Vasile, care probabil sunt târzii, putem începe. Toți dintre dumneavoastră ați avut la îndemână procesele verbale la ședința anterioară. Dacă dumneavoastră aveți ceva de obiectat, dacă aveți de făcut observații. Dacă nu aveți de făcut observații, sunt punem la vot. Cine este de acest proces verbal? Vă propunem pentru ordinea de zi următoare. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției alimentare cu apa satelor aparținătoare cu nesemnul de Ciu Bacău, compusă din valoarea serviciilor lucrărilor executate, decontate sau nedecontate, până la data de 31.12.2016 și valoarea rest de executat, inițiator primar comun. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat, reprezentând noua valoare a investiției modernizare drum local Coman, Comuna Sândulean, Județul Bacău, compusă din valoarea serviciilor lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la data de 31.12.2016 și valoarea rest de executat inițiator primar comun. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiție reabilitare școală de șeș faza de ALI și a indicatorilor tehnico-economice ca urmare a aplicării procedurilor de achiziție publică inițiator primar comun. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul înlocuire șarpantă și învelitoare dispensar Sândulea, inițiator primarul Comunei Sândulea. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de feziabilitate pentru obiectivul modernizare drumuri de interes local în Comuna Sândulea, Județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția construcție grădiniță, Comuna Sânduleni, inițiator primarul comun. 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate, menajerie în Comuna Sânduleni, Județul Bacău, inițiator primarul comunii. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuările expertize tehnice asupra investiției puncte auto și pietonale peste râul Taslău, sat Mateieș, Comuna Sândulieni și întocmirea Dalii în vederea finalizării investiției în Institutul Primar Comun. Documentație. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor active, corporale și necorporale, cuprinse în domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Comuna Sândulieni, Județul Bacău, ca urmare a reevaluării acestora, inițiator primarul comunei. Și 10, diverse. Cine, dacă dumneavoastră mai aveți alte propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Votul. Să trecem la primul punct al ordinii de zi și îl rugăm pe domnul primar, domnul secretar și domnul primar. Știți, să știți că am emoții pentru că de două săptămâni tot lucrez aceste devize. Mi-a fost extraordinar de greu să relucrez eu și cum să mă duc ca proiectant, pentru că proiectanții în acest moment sunt foarte ocupați, având în vedere deschiderea fondurilor europene și mi-a fost foarte greu. Alimentarea cu apă a statelor aparținătoare Comunei Sândulieni este pe planul național de dezvoltare locală. Având în vedere modificarea de TVA de la 20% la 19%, Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice Locale a solicitat reactualizarea devizului general pe 19%.
Mai mult de atât, conform acordului cadru încheiat între Societatea Rongan și Primăria Sandureni, la articolul 18.2, dacă rețin bine, se poate reactualiza valoarea contractului pe indicele preț-consum, pe indicele de inflație, indicele preț-consum, pe perioada aferentă, de la perioada de ofertare până la perioada de contract. S-a reactualizat acest deviz general pe un coeficient IPC de 15,94, dar pe lucrări rămase de executat pe parcursul anilor, deviz semnat de domnul Boiciu, de mine nu este semnat, de acum trebuie să-l semnez eu, este semnat de domnul arhitect Boiciuc, el este proiectantul, iar valoarea de investiție, ei au venit la licitație decât pe capitolul 4. Nu au venit și pe utilaje montaj. Și cu sau organizare de șantier, în general, să vină la licitație, ei au venit doar pe capitolul 4, plus diverse și neprevăzute. Valoarea capitolul 4 este de 553.7918, deci 55.379.000. Acum pot să precizez, s-a plătit până acum 12.800.000, rămân de plată diferența de la 55.000.000 de la 12.800.000. Propun spre aprobare acest deviz general, reactualizat pe modificare de TVA și reactualizare IPC, întocmit de SECE General Tectonic, care este proiectantul acestei investiții. Dacă domnul consilier au propune obiect, având în vedere faptul că acestea sunt date tehnici și executate de oameni specializați, consider că nu prea avem acest reglementat. Deci, ne uităm să aducem. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, mulțumim. Trecem la punctul 2. Deci, cu totul mă primar. În această situație, ca la punctul 1, reactualizarea devizului de modernizare de un vocal satul Coma, de la 20% la 19% pe lucrări rămase executate. Valoarea devizului general este de capitol 4, 899,509, deci rest de executat în acest moment este de 2.800.000, dintre care NCS-ul la licitație DPD Gheorghene a venit cu o valoare de 78.000 de lei, reprezentând 10% din capitol 4. Pe parcursul investiției s-au mai constatat anumite lucrări, iar valoarea notelor de comandă de suplimentare aprobate de proiectant este de 90.823. Din această valoare de 90.823, fără TVA, au fost decontate o valoare de 61.000 de lei, 61.492, rest de executat pe NCS-uri fiind de 340, iar pe lucrări 200 fără TVA. În total, pentru drumul acum, în rest de executat, este valoarea fiind de 2.800.000. Adică valoare din ofertă plus note de comandă suplimentare aprobate de proiectant. De asemenea, pe capitol 4 s-au renunțat la lucrări în valoare de 190.022, 19.022 fără TVA, iar conform legea achiziției publice, de pe capitol 4 s-a scăzut acea notă de acea valoare de pe notele de renunțări, unde s-a precizat în capitolul 4, adică pe 786, cât a fost inițial pe capitolul 4, acum este 767. Adică orice modificare a proiectului, atât pe NCS și pe notele de renunțare, trebuie precizat într-un act adițional. Se va încheia imediat actul adițional, după s-a întocmit devizul, se dă bătăria de consiliu local dacă se dă sau nu se dă și se întocmește actul adițional pe modificarea de 19. De la 20 la 19%. Discuții? Dacă nu sunt, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este? Abținem, potrivit. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, referitoare la reabilitarea școlii Verșești. Această situație ca la
alimentarea cu apă și la modelizarea drumurilor, de la Coman. Școala Verșești, proiectul de pe la Școala Verșești a fost aprobat pe Planul Național de Dezvoltare Locală. De pe data de 15 de luni încep lucrări, s-a făcut modificarea de TVA de la 20 la 19%, nu pe lucrări rămase de executat, doar pe lucrări din ofertă. Având în vedere că nu s-a efectuat nicio plată până acum, începerea lucrării fiind de mâine 15 a doua. 19% diviz, în tornii de, sece stabilo. Discuții, observații? Nu avem. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine? Pentru la punctul 4. Același proiect de hotărâre referitoare la înlocuire șarpantă. Asta e proiect nou. Nu, este vechi. Este proiect întocmit. Proiectul este întocmit prin anul 2014, s-a efectuat o expertiză tehnică, expertiza tehnică este valabilă 2 sau 3 ani de zile și în stadiul DSF, la începerea investiției, înainte de licitație, trebuie aprobați indicatorii termeni economici. Dar am, știu într-o ședință anterioară, am prezentat valoarea fără TVA, cu TVA cu tot este 1.350.000. Asta înseamnă schimbarea acoperișului, 30% grind scăpulor, plus încă o centură. Observați. De asemenea, ștampilat de ștampilul original semnat de proiect. Observații? Discuții? Continuăm, supunem la vot. Cine este pentru? Abținere de proiectă? Trecem la punctul 5 al acestui proiect. Referitoare la modernizarea drumului de interes local până la Sandulen, județul Bacău. Aceeași situație. Comuna Sandulen, primăria Sandulen, am promis un studiu de fezabilitate în vederea depunerii pe fonduri europene. Deci, în acest moment, noi suntem foarte bine pregătiți cu proiectele pentru depunere. S-a modificat TVA-ul de la 20, trebuie reactualizat TVA-ul pe 19%. Valoare dată de proiectant. Observați, discuții. Nu știu până la vot. Cine este? Trecem la punctul 6. Referitoare la construcția grădinițe din Comuna Sandulen. Da? Încă un SF pregătit pentru a fi depus pe fonduri europene, pe FIADR, modificare de TVA de la 20% la 19%, deviz general întocmit de sece tectonă care a întocmit SF-ul. Joia trecută am fost și am ridicat, uitați, devizul general însemnat de tectoare. Observații, discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Trecem la punctul 7 la ordinea de zi, referitoare la rețeaua de canalizare și apă. Alt proiect pregătit pentru a fi depus pe fondul PFADR, modificarea de TVA 20 la 19%, nu se intru în amănunt. În prima sesiune a fost respins proiectul pe canalizare, având în vedere că avizul de la operatorul regional nu a fost ok. Acum am obținut avizul de la operatorul regional, o să vă explic mai multe. S-a modificat TVA-ul de la 20 la 19%, deviz întocmit de societatea care a întocmit proiectul. Întrebări? Observați? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Abține, împotrivă? Nu. Trecem la punctul 8 al ordinii de zi. Referitor la puncte este un subiect sensibil, foarte sensibil, de foarte mulți ani. Să vedem ce sume vor fi alocate.
Sincer, aș termina această punte. Aș termina această punte. Este începută de atâția ani. Valoarea de, este foarte mare. Dar având în vedere că avem un excedent bugetar foarte mare, avem un excedent bugetar și acum mă laud și eu și cred că unul din cele mai mari excedente bugetare a comunilor din județul Bacău, de 13 miliarde. Din această valoare, să vedem pe ce valoare se va întocmi Dariu. Adică, noi avem un constructor la podul respectiv, Secelon Constructor. Avem contract cu Secelon Constructor. Dacă devizul general va fi pe o valoare foarte mare, adică mai mare decât valoarea rest de executat din momentul actual, înmulțită cu IPC-ul 2008-2015, nu știu ce se va întâmpla, dar probabil voi scoate la licitație, dar cu acordul constructorului, deci e o situație puțin mai ciudată. Adică, el are contract cu primăria Sandoriei, nu poți să reactualizezi decât valoarea pe bază de IPC. IPC-ul perioada ianuarie 2009-decembrie 2016 este 1,22. Rest de executat la Puntea Mateiești este de 6.400.000, 640.000, 630.000, înmulțit cu 1,22, 800, da, 7.500. Dar eu am fost la doi proiectanți și am zis să-mi simulez un calcul. Am fost la domnul Adumitresi și mi-a spus că valoarea este de 11.500.000. Nu știu ce se va întâmpla. Pentru că valoarea dată de proiectant este mult mai mare decât valoarea de la licitație. Adică dacă eu scot la licitație acel Dari, e posibil să vină unul cu 8 miliarde, 8 miliarde jumătate. Dar dacă se cere un constructor nu acceptă 7.500.000, iar o să fiu încurcat și nu știu ce să fac. E o situație puțin cam ambiguă. Dar până în această situație, dacă vom ajunge în această situație, noi am efectuat o expertiză tehnică acum 3 ani de zile, expertiza tehnică fiind valabilă 2 ani de zile, ea trebuie refăcută. Deci se va reface expertiza tehnică, dar în același timp se va întocmi și documentația de autorizare a lucrării de investiție, fiind o lucrare începută. Dacă tot facem expertiză, facem și o terminăm. Cum e, cum nu e, să o terminăm. Este foarte simplu de spus. Am explicat situația. Ce faci într-o situație când constructorul îți vrea 11 milioane cât de devizul general? E o situație grea. Eu nu pot să-i dau decât... Deci am explicat. Deci valoarea unui proiect este cu 10-15% mai mare decât valoarea reală a proiectului. Adică, din acea valoare, cineva vine la licitație cu 30%. Dacă valoarea este 10 miliarde, spre exemplu, la școala Sandoriei, s-a venit cu 68% din valoarea totală, din 10 miliarde. Și s-a venit cu, bine, 7 miliarde. Să zicem 7 miliarde. El îmi dă o valoare de 11 miliarde jumate, 12 miliarde, iar eu nu pot să-i dau conform reactualizării IPC-ului decât 7 miliarde 500. Care este baza legală? Să-i dau eu o lucrare cu 11 miliarde 500, când eu nu trebuie, nu pot să-i dau decât 7 miliarde 500. Dar un constructor ce zice acum? Un constructor mi-a transmis o solicitare pe 9 miliarde jumate sau nu știu cât. Deci e o sumă totuși mare. Și aici iar ne vom bloca. Să vedem, mâine începem lucrarea de la școala de la Verșe, să vedem ce spun cei de la un constructor. Încercăm. Ei au câștigat licitația. Ei au câștigat licitația la școala de la Sandoriei. Prima dată Căminul nu l-au câștigat. Școala a fost câștigată de ei, dar să știți că au o cabine, au o cabine. Nea Antoane, gata, se ce o constructă. În afară de mincele probleme, pentru că întotdeauna constructorul trage pe turta lui, beneficiară pe turta lui. Există unele probleme. Deci eu aș termina Puntea de la Mateiști, dar să presupunem că nu vor fi probleme. Că dacă sunt probleme, iar te pormore și nu mai știi ce să faci. Adică, vreau să spun, pentru acest deviz general, uitați-vă, pentru acest deviz general, reactualizarea pe bază de IPC, da? Sunt două ștampile. Eu și cu constructorul.
Iar pe acești indici pe care eu mi le asum și scoați de pe Institut Național de Statistică, da? Proiectatul a întocmit devizul general. Adică proiectatul zice, bă, dacă greșește, încurcat-o. E foarte greu. Dar important este că, având toate actele astea, putem începe alimentarea cu apă. Și presupun că anul acesta vom apropia comuna Sânduieni. Pe satul Sânduieni, pe comuna Sânduieni, nu toată comuna, că nu cred că este timp. Măcar pe satul Sânduieni, atât. Ce vine de scoate așa, să ne sunt și cu șosea, toată țelul ăsta. Ce costă lucrarea? Are continuu sau... De ce să se scoate țelul? Dacă zicem din nou zi băgate și se scoate... Nu, nu se scoate, nu se scoate, nu se scoate, nu se scoate nicio țeavă, nicio țeavă nu se scoate. Asta este scandalea de la ordinea de zi. Ok, să terminăm. Diverse, mediul diverse. Nu, 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 pe punte, puneți-mi întrebări, pe punte, aș vrea să o tărăm. Deci, doar la punctul legat de punte, dar mai sunt... Dacă s-ar fi terminat investiția, să nu rămână picioarele alea... monumente istorice și tot așa. O investiție ar trebui terminată, finalizată. Este foarte greu să preiau investiții care nu au fost ok de la început. Deci eu de 5 ani zile mă rup cu documentele întocmite. Pe alimentarea cu apă n-au fost autorizație, pe cămin n-a fost autorizație, pe drumul de la Verșești nu a fost autorizație și ISC-ul spune intrarea în legalitate. Așa este, așa este. Foarte. În același timp, un mare păcat să rămâi cu jumătate de investiție. Foarte păcat, pentru că este o investiție. Și dacă sunt banii noștri, bani publici, dacă utilitatea noastră. Și dacă ați văzut la televizor, cu ordonanța aia nouă, e și așa, și așa. E și așa, e între două părți. Adică, pe o parte, le dau dreptate, pe o parte nu le dau dreptate, pentru că... Da, e vorba de interpretări pe registrație. Și dacă mai sunt și alte observații. Totuși, părerea mea personală este că aș dori totuși apăsat pe toate pârghiile legale și făcut în așa fel încât să fie finalizată această investiție. Pentru că sunt bani mulți băgați acolo și este și de interes local. De interesul ăla. Bani mulți, nu atât de mulți. Deci va trebui să bag de 3 ori mai mult, de 2 ori jumătate mai mulți bani. Dar este de interesul. La momentul din 2005 erau bani mulți atunci. Da. Da, e o situație grea cu puntea de la Mateș. Să punem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Trecem la punctul 9 în ordine de zi. La reașezarea valorii patrimoniului comun. Aici, domnul Secretar. Bine, aici este foarte simplu. Suntem obligați ca din 5 în 5 ani de zile să facem actualizarea valorii patrimoniului. Iar până acum s-a apelat de fiecare dată la o firmă de consultanță autorizată de către ANRBA. Dar noi avem și ordinul 3471/2000 care îți dă voie ca să iei să faci actualizarea cu indicii preț-consum. Actualizarea s-a făcut cu indicii preț-consum de la ultima modificare care a avut loc. Aici îl completez pe domnul secretar, pentru a nu mai plăti o anumită evaluare pe ultimii 3 ani conform legislației, am reactualizat pe indicele preț-consum din ultimii 3 ani de zile, adică 1 ianuarie 2014 sau... Care 2015. Sunt niște indici foarte mici, nu sunt fluctuații foarte mari. Dar pe 2016-2014, pe 2014 indicele a fost 99-98, nu a fost 100%. Pe 2015 a fost 98-97, iar pe 2016 a fost 100,24. Făcut un calcul, cred că a scăzut valoarea de inventar. Deci a scăzut puțin valoarea de inventar, puțin, făcut un calcul. Da. Dacă sunt și alte observații, discuții. Dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Observați, împotrivă. Trecem la ultimul punct, la diverse. La diverse aș avea o
în legătură cu refugiul ăsta de la stație de autobuz, aici așa, în fața ordonanței a Guvernului 43/97 privind regimul drumului. Da. Și aici am și o schiță care îmi delimitează drumurile autostrăzile. Vin la 50 de metri, drumul național 22 de metri, deci de la axa drumului 11 metri, conform ordonanței, noi putem. Drumul județean are 20 de metri, drumul comunal 18 metri. Aici cine ar trebui? Ne-ar trebui trei adrese prin care eu v-am promis și mă ocup eu de asta, dar mai dacă mă ajutați cu adresele. Una am trebuit la drumuri naționale, una la Poliția Circulației Rutiere de la Bacău și una la Ocolul Silvic. Ce ați rețin eu? Și în ordonanța asta am toate... Domnul secretar, nu ai minte, era jumătate de față, dar nu vreau să spun ceva pentru că nu am baza legală. Nu știu. Dar în momentul când a venit domnul director de la Ocolul Silvic și eram la un bilou, eu dumneavoastră și cu domnul secretar, această ordonanță a fost modificată, anumite articole a fost modificată, iar cu ordonanță. E devenit cu toate modificările, domn primar, uitați aici așa zice. Nu, nu, vine, vine tot acolo, da, da. Vedeți? Ce v-am spus? A fost modificată? Și o, da, și o altă problemă, aș avea un raport, dacă sunteți amabil, la ședințul următoare cu consumul de motorin la autobasculentă și la... Da, dar pot să vi-l spun acum. Dar pot să vi-l spun acum, nu e nicio problemă. O, dar poate că veni scris și atunci altfel. La scris nu e o orientământ. Da, cum să nu. Vi-l, da. Pot să vi-l dau... Pot să vi-l la autobasculentă și la buldă încărcătoare. Pe a avut s-a lucrat foarte puțin. Deci majoritatea orelor, am mai precizat și în ședința anterioară, majoritatea orelor la DZP zilei se făcut de buldor. Pe luna decembrie era un ceas electronic. S-a închis pe număr de ore, pe 95 de ore, pe 100 de ore. O să-ți mă ne spună timpul. Acum are 136 de ore, sau eu știu cât are. Ei, înmulțând număr de ore cu cantitatea de 7,5 și știi consumul de ore. Da, corect. Dar pe autobasculantă consumul de ore... Dar anul ăsta nu s-a consumat. Nu anul ăsta, vorbesc din 2016 am cerut. Da, cum să nu, cum să nu. 2016. Nu aș vrea în fiecare lună treaba asta, dacă se poate. Dacă de ce să nu se poate? De ce să nu se poate? Asta nu se poate. Atât am avut. De ce să nu se poate? Da, da, da. Dacă domnul primar, da, spune. Eu am făcut două cereri la dumneavoastră. În 2014, pentru refugiul de la ieșirea din Coman, când eram consilier la Partidul Național Liberal, de la PNL. Deci în 2014, pe data de 30.04.2014, vă rog frumos să... Așa, al doilea, a fost făcut pe data de 16.04.2015. Deci am copia de la cereri, vă rog frumos să mi-o scoateți și mie de la legislatură de la dumneavoastră, dacă îl mai aveți. Ce numere? Câte ani corect așa numele alea din legislatură să-i caut în... De numele ăsta. Deci ar vrea... Și vă rog frumos să luați în considerare. Eu, uite, deci am registratura totul făcută, dar acum prea se vede, dar se cunoaște scrisul foarte bine. Deci am din 2014 și din 2015. Deci sunt aici. Așa, vă rog frumos, trebuie luat în considerare. Parea din 2014, nu acum din 2017. Nu mai rețin, știu că a fost o discuție între am unii. Deci din moment ce sunt cererile de făcute, înseamnă că trebuie să-l aveți acum. Nu există așa ceva. Nu mai puteți. Spune-mi, te rog, numărul de ore pe buldo de la începutul anului, pe DZP zile. Adică pe ceas. Pe ceas, pe mă ceas mă interesează. Pe ceas. Pe ceas, pe ceas. Totu, lăsați pentru ședința. Aș vrea scris, domn primar, pe fiecare lună consumul pentru oameni. Așa, așa. O să vi reprezint în ședința consiliului. Exact, în ședința următoare. Și atunci ce mi faci? Păi, apropo, ce spune domnul Sartă, sunt de acord.
Dar unde ați fost, de ce nu s-a rezolvat din 2014, de când ziceți dumneavoastră? Domnul consilier, trebuie să fiți conștienți că din 2008 și până în 2010 se făceau la vetă peste 100 de oameni. Ați făcut vreo cedere din 2000 de când ați fost consilier două mandate? Nu, dar acum fac, deci care e problema dacă am făcut acum? Dar eu aveam făcut. Nu. Deci uitați-vă cele sunt făcute din 2014. Vă rog frumos, trebuie făcut neapărat pentru că este un pericol acolo pentru elevi și pentru navetiști. Acum să înțelegi că domnul ești supărat cu Șelul și el din nou. Nu sunt supărat, dar eu, adică eu mă lupt din 2014, dar nu pot să-l fac. Hai, dar cererea s-a rămas în primărie. Ați acționat ca consiliu. Dar cererea votare a intrat în primărie. Nu, dar n-am, eu am cerut în ședința Consiliului Local. Și vreau procesul verbal să fie consemnat în procesul și voi acționat pe baza procesului verbal. Nu trebuie să fac asta. Păi normal. Păi dacă nu aveam acum. Dacă pe ăla ați lăsat aici să facă pui, de ce n-a făcut pui? Păi domnul... Îmi pare că... Acum vreau să spun ceva, acum eu apreciez și... Păi dacă eu am cerut treaba asta, nu vă supărați, domnule, dacă am cerut treaba asta, eu voi acționa. Deci mă voi duce peste tot. Păi nu, adică mă voi duce eu personal peste tot. Să-mi revină mie atribuția asta, că o rezolv eu. Este minunat că și domnul Neamton a făcut aceste solicitări. Păi dacă n-ați rezolvat nimic, pe a rămas înregistrat și pe asta se va rezolva. Că am vorbit ca întreg. Se va rezolva. Poftim. Dacă este cazul domnul primar, tu te merge la domnul Vasiliu, pare mi se, nu? Da. Se va rezolva, adică așa cum... într-o perioadă foarte lungă de timp, cât ai fost mandat consilier local, nu s-a făcut nici un dum de 7 miliarde. Cred că asta e mult prea minor ca să se facă. Nu, e minor de loc. Ok. Să plăm minor. Nu, ok, ne-am toate loc. Ok. Da. Alte probleme la diverse. Deci alte probleme la diverse. Dacă nu intervine nimeni. Domnul primar, vă rog să ne spuneți ce proiecte avem pregătite pentru a fi depuse pe fonduri europene. Ce proiecte avem în acest moment finanțate și ce proiecte mai pot fi finanțate, dar în același timp, care sunt proiectele de viitor care pot fi finanțate din bugetul local sau din alte surse de finanțare? Solicit răspunsul la aceste întrebări, având în vedere că din finanțare de bază nu puteți susține toate proiectele la nivel local. Da. Acum, nu știu, Neantoane, dar... Astfel de întrebări vreau să mi se spună în ședință. Deci astfel de întrebări legate pe legislație, legate pe fonduri europene, să vină cineva un consilier să-mi spună, domne, vedeți că pe ghidul solicitant s-a schimbat, vedeți că s-a schimbat ordinea 28, vedeți că s-a făcut aia. Deci astfel de întrebări eu aș vrea să mi se spună. Ne-am dat. Da. Vă răspund la toate întrebări. Perfect. Noi suntem din punctul meu de vedere, ca să încășesc una dintre comunele care suntem foarte bine pregătiți pe proiecte pentru a fi depuși pe fonduri europene. Este vorba de canalizare, 5 km de drum și o grădiniță. Proiecte finanțate în acest moment avem APA, 50 de miliarde, avem școala de la Vârșești, da? Plus bani, 13 miliarde, care înseamnă, să zicem, Puntea de la Mateș și Școala de la Sandure. Astfel spus că avem 4 investiții, 5 investiții care se vor finaliza. Iar proiectele de viitor, acum ce pot să spun? Proiectele de viitor sunt Puntea de la Tisa și în momentul când se termină procesul, este Puntea de la Mateș și Puntea de la Tisa. În momentul când se termină. Adică, știu că au fost discuții pe această punte de la Tisa, aș vrea totuși să precizez că dacă o să vin în momentul când s-a terminat tot procesul și vin cu propunerea de a se finaliza acea punte de la Tisa, vă rog să o luați în considerare. De ce spun asta? Pe baza unui studiu de oportunitate, ea nu și-avea rost acea punte. Nu. O punte se face, se construiește atât timp cât există un locuitor acolo. Dar pentru că s-a făcut așa, cum s-a făcut, fără un studiu de oportunitate, da? Ea trebuie totuși terminată, pentru că s-a investit foarte mulți bani în ea și nu poți să degradezi o investiție de 7 miliarde. Deci, în același timp, vedeți că sunt o grămadă de terenuri intravilane în Tisa. Sunt și case care figurează în registrul agricol, la registrul agricol, în evidența primăriei,
case care se plătesc ca și case, nu? Nu. Și atunci... Eu, o informație eronată, dacă îmi permiteți, în acest moment în câmpul Tisei, deci vă rog frumos să veniți cu informații corecte. Nu există decât o casă care a fost locuită. Nu mai există nicio casă acum. Nici o casă. Sunt case care se plătesc ca și casă. Nu. O casă, o singură casă cu un singur locuitor, unde locuia. Nici nu există casă. Eu acum o să solicit de la tine. Nu există nicio casă. Dacă s-a gândit că va fi folositoare la momentul respectiv, s-a făcut o investiție, de ce n-ar fi... de folos, poate nu avea noastră interes special, dar o parte din locuitorii comune au interes, nu? Dar nu am spus că nu o termin. De ce îmi restrămătuți? Nu, ați spus că nu ar fi folositoare, nu ar avea de folos. Nu, nu am spus. Cam așa ceva. În momentul respectiv, foarte mult... În momentul respectiv, trebuia efectuat un studiu de oportunitate. Primul criteriu de selecție a unui proiect, care este? Este populația. Populația nu există acolo. Este primul criteriu. Al doilea criteriu de selecție, dar că ne-a sărit din cap. Al doilea criteriu de selecție este legătura între două sate. Da? În acest moment nu există sat acolo. Dar pentru că s-a construit această punte, ea trebuie terminată pentru că s-au investit foarte mulți bani acolo. Adică, indiferent de cum va fi folosită, că va fi zonă turistică, cum ați spus dumneavoastră, că se vor construi case, că nu știu ce, cum va trebui să fie terminată pentru că s-a investit mulți bani. Având în vedere că o parte bună din locuitorii comunei ar beneficia de această punte, mi se pare și normal să se restituie o parte lor, nu? Este necesar și util. Trebuie să venim în răspunsul dorinței lor, nu? Da, dar n-am spus nu. Cam așa este. Dar n-am spus nu. Am spus în momentul când se termină acest proces, eu am vorbit cu oamenii, costă 3.500.000 finalizare, am timp finalizat lucrarea. Adică să nu mă duc în spate. Chiar costă și foarte puțin. Costă puțin și nu-i bine să o duci în spate. Să o duci mulți ani în spate. Vom pierde pilonii aia. Nu vor mai fi la normă când se vor termina toate litigiile astea. Mai sunt la normă pilonii aia? Da. E ok. Dar nu este de competența mea. E un mare păcat. Deci dacă nu se va mai construi niciodată puntea aia, nu se va chiar moral cineva ar trebui să-și asume o vină. Nu, dar până din în acest moment... Vedere, da, aveți dreptate. Moral, da, aveți dreptate. Până în acest moment nu pot să dau niciun răspuns. Dar în momentul când se vor finaliza toate procesele, toate, eu imediat voi face puntea. Nu am spus nu. Mai am o problemă și după aceea cu doar... Nu. 465 de ore. Da, 465 de ore. 65,5 2015. De achiziții până 65,5 ore pe 2015. Puneți, stați așa. În 2015 avem 65,5. 65 de ore, dacă punem ore. Pe 2016 avem 347 de ore, 0,5. Iar anul ăsta avem 52 de ore pe ianuarie, ce a fost ce s-a lucrat în ianuarie. 52 de ore mulțit cu 7,5. E o cantitate foarte mică. Deci, eu cam vezi, Chigio 210 de unii, Chigio 215 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 Da. Pe 11.07.2016 am propus un proiect cu privire la regularizarea canalelor care se evită inundarea satelor din comuna Sânduleni. Da. Și domnul Sarca atunci m-a reproșat că problema asta s-a mai discutat în 2010. Din 2010 în 2016 am avut inundațiile? Am avut. Da. Așa. Acum așteptăm până în 2022 ca să trec și tot nimic n-am făcut. Cam așa vine, din 6 în 6 ani și tot nimic n-am realizat. Dumneavoastră solicitați niște lucruri. Atunci am cerut un primar. Nu mai puțin. Dar nu zic că nu. Foarte bine că dumneavoastră sunteți consilier local, puteți propune orice proiect. E ok să propuneți. Dar vreau să vă spun ceva. A fost și Neunică primar, a fost și Dumitru Vasile, a fost și Căpătarul Petre. Spuneți-mi și mie cum rățesc eu drumul ăla din spate, de la canal, de la Van Damme, cum îi zice?
Țugrea. Spune-mi și mie, cum rățesc eu acest canal în fața Lucioancă? Eu atunci m-am referit la alea trei poduri, ca să fie alea la, că ați văzut podul la Vrânceanu, este în pantă, o să vadă cine ar vrea acolo să ducă, unul acolo pe strada lui Gigel unde este și unul acolo la... Dar la Gigel ce are? Păi știți ce are? Bine, obturează, podul este mic. Păi, dar nu a fost inundat niciodată acolo. Acolo? Nu. Întrebați vecinii atunci. Vecinul care stă acolo. Ok. Ăla să zicem că va fi când va fi proiectul, când va, se va face asfalt. Nu poți să vii deci, cu o lucrare pe aia. Ok, probabil se va schimba. Am zis ca să tăiem cu ajutorul social. Copa, ce ești tu? Ce, mă rog, ce-au mai crescut acolo, da? Am zis și am vorbit și atât au rămas în 6-7. Când permite și mie, poți să mă referi da, să da, da, da. Eu, toate ce spui mata sunt importante. Tot ce spui mata este important. Dar vreau să spun, tot, ci în momentul când este vorba de locuitorul satului, comune Sândurien, da. Dar este foarte greu să faci o separare. Deci încerc să le fac pe toate, dar nu reușesc să le fac pe toate. Gândiți-vă câte proiecte avem în acest moment. Gândiți-vă câte proiecte avem și câte vom avea. Păi da, dar vedeți că în locul doamne cerești cu inundații, vin domn primar, nu mă lăsați, domn primar, nu mă lăsați. Și de atunci atâtea și atâtea inundații au fost da. De când e asta. Da, o să face. O idee care o țin minte a fost al domnul Marian de o pute de acolo și are adevărat, e adevărat. Este adevărat, acolo s-a duc ce de la punte, de la... De la Șești, de la Șești, încerc să pun alea două tonsoare da, și talul, niște tabă, care are de toate, deci e o zonă scurtă și 80. Hai să completez tot în legătură aici. Păi aceeași chestie a făcut și domnul Dumitru Vasile. A încercat să facă, dar a zis că nu se poate, deci n-avea cum cu podul, cu șanțul acolo de la Țuglea și la Cioancă. Deci nici el nu știa ce să facă, nu știa ce soluții să iei. Deci n-avea nicio soluție. A încercat să facă, dar n-a avut nicio soluție. Nu știe ce să facă. Nu că n-a vrut să facă Dumitru Vasile, a vrut să-l facă. Dar n-a găsit soluții cum să-l facă. Căutam un expert, poate, în două. Perfect. Da. Păi, dar domnul Ionică Brezu a fost primar. Nici el n-a găsit o soluție să-l facă. Bănuie, 100%. Asta nu e condiția. Da. Și erau alte surse de finanțare și nu putem pune condițiile de atunci pe SRS. Da. O altă întrebare, domnul primar. Și în afară de asta, pe minim oferi Dumnezeu de inundații. De inundații. Da. O altă întrebare. Am văzut pe Facebook o petiție semnată de vreo 10 persoane că solicită montarea trotuarelor pe marginea drumului. Dumneavoastră v-ați gândit că dacă le montați trotuarele pe marginea drumului, cum vor fi montate țăbile de canal, vizare și de apă? O să-l montați. Da. Da. Dacă veți executa, dacă veți face. Construirea acestor trotuare este benefică. Este benefică, dar în acest moment nu se poate realiza. Este benefic în momentul când ai și conducta de canalizare și conducta de apă. În acest moment, dacă tu ai făcut acel trotuar, pe unde Dumnezeu mai săpi? Da, cred că am văzut și eu. Petiția se arată de un tip, nu, domnul Mihai Cojocal. Dar știu și eu. De un tip Mihai Cojocal. Da, valoarea este foarte mică. Deocamdată nu se pune, nu putem urma. Doar o singură comună, cerările mătoare din Crețul Pascău, comunale, chiar pot duc eu să văd. Văd că este în Căiu. Deci, eu vreau să spun așa, doar Căiuțul are... În proporție de ce am putut eu să observ, doar Căiuțul are... Dar Căiuțul are și canalizare, Căiuțul are și apă... Aici e problema, dar dacă avem nici canalizare, nu avem nici apă. Este foarte greu în acest moment tu să faci trotuare când tu nu ai nici apă, nici canalizare. Adică toți banii aia care eu i-aș investi, ar fi imputabil. Și totuși din politici, atunci cum mai mor unii din cauza... Da, eu aș avea o intervenție. Nu este obligatoriu momentan să le facem din beton, din... dar având în vedere faptul că zona, cum se spune, este a spațiului public, să nu se mai îngrădească, să se pună cartofi mărar. Deci uitați-vă, este de la primărie până la CAP-ul și înapoi. Nu este nici alee, nu este. A fost odată, dar s-a stricat, dar există. Pe când în alte zone, de sunt roșii, cartofi și alte chestii.
Un căruț, o bicicletă poate merge și pe pământ bătut sau pe puțin balastru. Deci nu neapărat. Da. Este o idee bună pe viitor să, pentru aspectul comunei. Poate să meargă, dar în acest moment nu se poate să betoneze. Nu de betonat, dar de renunțat la... A, și în cine plătește? Le plătiți dumneavoastră? Dacă se deranjează. Dacă se deranjează. Deși trotuarul... Dumneavoastră știți... Eu nu știu ce vă obișnuiază. Cea mai grea investiție este canalizarea. Da. În momentul când se sapă 60 de centimetri și în stânga și în dreapta, nu poți să faci să pui acum. Dar, primar, dacă avem canalizarea, începem investiția ăsta la anul. Dacă începem investiția... Da, și banii... Aici vreau să completez și eu puțin. Nu-i chiar imposibil de realizat aceste trotuare, sau mai bine zis, căi de acces. E mai greu de așezat proprietățile acolo, pentru că omul nu și-a păstrat întotdeauna proprietatea. Și nu a păstrat acele distanțe de la axa drumului până acolo. El a mai dus gardul mai acolo, a mai dus gardul mai acolo, și de-aia acum nu mai cape nici canalizare, nu cape nici... Se pune problema aici dacă s-au fost asemenea propuneri făcute, pentru că aici este circulația intensă la șoseaua națională, nu e posibil să mergi pe șosea așa din capul tău. E foarte periculos să mergi. Șosea cu cărișorul, cu bicicletă și cu asta. Deci trebuie căutate soluții și soluții se găsesc în urmă. Alte probleme, dacă da. Domnul primar, vă rog frumos să-mi spuneți, când putem începe acțiunea cu refugiul de la Coman? Pentru că ați văzut, am pui, n-aș vrea să mă trezesc de acum cu găinile de acum. Fac găini, ce procesele verbale aici. Deci să spuneți când putem intra, spuneți-mi când să pot pleca la domnul Vasiliu, că nu e o problemă, pot să plec, pot să mă duc, nu e o problemă. Să vă duci odată. Vine dimineața. Poftim? Vă dau ordonanță, domnul. Vine dimineața. Vă dau și mergeți cu ăltile astea care le-am în mână. Am ordonanță, tot și... Dar n-am ce căuta, eu mă duc cu... deschis. Dar nu cu ăla mă duc, eu mă duc eu cu ăsta, nu cu... Vine dimineața. Poftim? Vine dimineața, dacă veți o noștri venea, eu și mergem împreună, vine dimineața. Dar i-am depus, voi și cerere, eu să-mi dați sigur, mă duc cu domnul Ioză. Ok. Nu, de la parte.